Salutare dragilor, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. Astăzi vorbim despre un proiect în jurul căruia se face foarte multă vârvă și anume Aptos. Nu am reușit, dragilor, să vă urez poftă bună la micul dejun și poftă bună la cafea pentru că am fost prins cu întâlniri pentru BitMarket. Și vreau să vă spun că deja începem să punem bazele BitMarket aici în Dubai. Nici nu vă imaginați ce urmează să se întâmple cu această platformă, cu BitMarket-ul și cu BMK-ul. O să vedeți. Nu vreau să povestesc în avans. Deja vedeți la noi în România, avem proprietăți de 200, ne îndreptăm spre 50 de milioane de euro listate, urmează parteneriate foarte puternice, dar în Dubai platforma noastră va fi nebunie. O să vă fac mândri că sunteți români, o să vă fac mândri când o să vorbiți despre BitMarket. Bun, haideți să vorbim despre Aptos. Aptos s-a listat pe Binance, nu are nici 24 de ore, are un volum uriaș, 1,2 miliarde de dolari. Pentru bear market este un volum mare, pot spune. În circulație sunt 120 sau 130 de milioane de monede, iar total supply este anunțat 1 miliard, max supply nu se știe cât va fi, numărul maxim de monede. Pe înțelesul tuturor este un proiect cum e Solana, cum e Ethereum, deci e un blockchain layer 1. Foarte mult hype, dimineața vă spuneam pe Twitter că sunt foarte multe poziții short, da? Și e foarte posibil să urmeze un short squeeze, adică prețul să urce mai sus ca pozițiile short să fie lichidate. Nu am stat să aprofundez proiectul, dar văd interesul din jurul lui. Îmi aduc aminte că au mai fost proiecte de-a lungul timpului, chiar și anul ăsta era Stepinu, GMT-ul, care foarte multă vâlvă în jurul lui, foarte mult marketing. Cel mai bun decident întotdeauna este timpul. Timpul va decide cât de bun este un proiect. Deja am început să primez mesaje de la voi în care mă întrebați: Daniel, știu că îți place Polkadot și BNB și nu știu ce, dar ce zici de Aptos, dar ce zici de nu știu ce. Am învățat în piața asta cripto o chestie, că e bine să fii constant. Prefer să rămân să-mi urmăresc proiectele de care sunt pasionat și să acord atenție proiectelor noi. Dar, ca și investitor, eu sunt o persoană mai conservatoare. De asta și cu BitMarket-ul eu mă văd și peste 10 ani în povestea asta, pentru că nu banii sunt prima țintă, pasiunea. Ceea ce îmi doresc eu să realizez, aia e ținta. Am un challenge, o provocare. În clipa de față, Aptos-ul este la $7.98. El e listat deja pe FTX, e listat pe Binance. A avut o minimă la $6, dacă nu mă înșel, imediat mă uit pe date. Deci la all-time low 6.69. Prin comparație ca număr de monede, dacă ne uităm la BNB, la 160 de milioane de monede, care e acum 200 și ceva de dolari, ăsta are aproape de 8 ori mai mult. Da? Sau dacă ne uităm la DOT. DOT-ul cred că e cea mai bună comparație. Fair value acum pentru DOT este $6.10. Aptos-ul, pentru că e un proiect nou și entuziasm mult, este mai bine cotat. DOT-ul s-a dus la $54. Din punctul meu de vedere, nu văd nicio emoție într-un proiect ca Aptos, dacă au bani de marketing și au bani să țină în priză piețele globale, să se ducă acolo. Însă nu trebuie să uitați un aspect. Noi ne aflăm în acest moment în bear market, da? Iar bear market-ul nu este perioada ideală pentru creșteri spectaculoase. Dar dacă mâine mă voi uita pe CoinMarketCap și o să văd 2X, sincer, nu o să mă surprindă. Dar asta vreau să vă zic. Atenție cum investiți, ce poziții luați, să nu fiți prinși de valurile care au loc pe exchange-uri, de lichidări, de mazilirile astea de preț. Ca piață, Bitcoin-ul pe o oră este în corecție. Are o zonă de suport la 19.141. E o zonă care cam a ținut-o zilele astea, undeva 19.080. Deci,
Cam acolo zic eu că este suportul. Din păcate, pe o oră a rupt 200 moving average. Asta nu este un semnal tocmai bullish. Acum probabil va încerca să se întoarcă și vom vedea dacă confirmă această cădere. Nu-l văd căzând foarte jos pe 4 ore. Corecția este aproape încheiată. Deci din punctul meu de vedere, foarte curând, o zi, două, va trebui să retestăm 19.700. Cam așa arată piața cripto astăzi. Cum vă ziceam, fiind focusat pe Bitmarket, mă întâlnesc cu tot felul de oameni. Este foarte mult hype aici în Dubai. Oamenii sunt încântați, au loc evenimente pe bandă rulantă. Oamenii știu că la un moment dat acest bear market se va încheia. Din punctul meu de vedere, cel mai posibil scenariu este să avem cel puțin 2-3 creșteri ale pieței, gen 30.000, 40.000, 50.000 de dolari, până vom începe cu adevărat următorul ciclu de bull market. Dragilor, dacă vreți să învățați să tranzacționați, vă invit cu toată încrederea, cu toată inima, să cumpărați de pe mihaidaniel.ro cursul de 4 ore. Este un curs extrem de complex, dar în același timp extrem de simplu explicat pe înțelesul tuturor. Vă explic ce sunt indicatorii, cum trebuie folosiți, ce e 200 moving average, cum să vă antrenați. Bine, am dat un exemplu. Cred că sunt peste 50 de indicatori în acel curs, 20 de strategii diferite, adică este imposibil ca cei care cumpără acest curs să nu se identifice cu o strategie. De asemenea, chiar dacă nu cumpărați cursul, vă recomand antrenament, paper trading. Tranzacționați, domnilor, doamnelor, cu bani virtuali. Este foarte important să vă creați experiență. Încă un semnal de alarmă vis-a-vis de impostori. Pe bandă rulantă apar conturi false cu numele meu, cu pozele mele. Atenție, eu nu vă contactez, nu vă cer nimic. Mare, mare atenție la oamenii cu care aveți de a face. Dacă aveți o companie sau dacă aveți produse de listat, bitmarket.ro vă stă la dispoziție. Foarte curând vom deschide Bitmarket AE, adică pentru Emiratele Arabe, unde vom lista lucruri incredibile. Vom fi cu siguranță o platformă de top la nivel global în clipa de față, pentru că e o piață destul de neconcurențială. Și voi profita de lucrul ăsta să fac Bitmarket-ul un colos. Planul meu este să-l transform într-un unicorn. Vedem dacă ne iese sau nu. În rest, vă doresc toate cele bune, să aveți o zi minunată, aveți grijă cei care vă băgați în Aptos, să nu vă frigeți, pentru că piața este extrem de volatilă. O zi frumoasă, toate cele bune!